Salutare tuturor! În clipul de astăzi vreau să curăț niște cercei de argint, așa arată. Și am să-i curăț cu bicarbonat și cu apă fierbinte. Am pus într-un vas termorezistent, eu am folosit o cratiță, în care am pus folie de aluminiu cu partea lucioasă în sus. Și o să pun cercei acolo, o să pun bicarbonat. Nu știu cât pun la ochi și apoi apa fierbinte. Și eu o să folosesc o furculiță ca să amestec aici. După cum vedeți, acoperă apa. Și mai las puțin. Cred că las cam 5-7 minute. Apoi o să șterg. O să iau unul. O să-l bag în apă rece. Și apoi îl iau. Și îl șterg cu o cărpă albă. Ia să vedem să ia. Deci pe cărpă rămâne așa. Ia practic negreala. Ca să iasă cald și alb. Cred că o să-l mai bag o tură. Iasă mai bine. Îl șterg și pun în loc. Deci i-am șters, însă nu ies foarte, foarte bine. Deci, din păcate, pe aceștia nu mai pot purta, pentru că atunci când am turnat apă fierbinte, s-au înduit. Însă, diferența se vede. Este ok. Și încă se mai șterg. Deci cam asta este rezultatul. S-au curățat destul de bine. Eu sunt mulțumită de rezultat. Am văzut în video că cercelul era deformat dinainte, nu s-a deformat de la apa fierbinte. Trebuie să aveți grijă să nu fie argintul cu pietre prețioase, pentru că se vor strica.